Constantin Popovici a avut parte de un 2020 plin de încercări. Dincolo de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, sportivul legitimat la Clubul Steaua București a trăit în toamnă cea mai mare provocare a vieții, când a efectuat sărituri în lacul din Salina Turda, la 120 de metri sub nivelul solului. Într-un interviu exclusiv Steaua TV, Constantin detaliază experiența din Salină, recunoaște că a avut un moment de cumpănă în 2020 și speră să realizeze baremul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Constantin, cum mai descrie anul competițional 2020 în câteva cuvinte? Nu prea a fost. Da, am avut decât un singur concurs național, două concursuri internaționale la sărituri în apă 10 metri și o cupă mondială de high diving. Această toamnă ai avut parte de experiență incredibilă când ai efectuat sărituri în Salina Turda. Cum a fost? A fost un proiect foarte, foarte frumos, dar și... cum să zic, nu neapărat periculos, dar cel mai îndrăzneț care l-am făcut până acum. Am promovat un pic și imaginea României. Cum a fost practic să sari într-o salină? A fost foarte challenging, să zic. La 120 de metri sub pământ temperatura este foarte scăzută tot timpul, și vară și iarna. Era undeva la 10-12 grade, la fel și apa din lac, care era și foarte sărată, de vreo, nu știu, de vreo 8 ori mai sărată decât apa oceanului, și a trebuit să ne gândim cât de tare poate să fie impactul cu apa, dar ușor, ușor am luat fiecare pas în parte și am reușit să ducem la bun sfârșit acest proiect frumos. Care a fost cel mai dificil moment pentru tine ca și sportiv în 2020? Să mă mențin în formă. Chiar am avut o perioadă după naționale din octombrie în care am tot sperat să se revină la normal. Și, din păcate, a venit valul 2, mi-am pierdut motivația și acum sunt ușor-ușor iar la punctul de ascensiune, să zic așa. Ce îți propui pentru 2021? În primul rând să fiu sănătos și, dacă totul e bine, să mă calific la Olimpiadă și, de ce nu, să mă bat în seria mondială Red Bull Cliff Diving, printre cei mai buni săritori.